Mă numesc Rusu Cosmin, sunt din Cluj și predau în cadrul Halo Olimpiadă de 2 ani. În cadrul programului predau informatică. Pasiunea pentru informatică mi-am descoperit-o în clasa 9, la orele prelungite de laboratoare din cadrul liceului. Cred că a fost o combinație între pasiunea mea de fizică din gimnaziu și motivația din partea profesorului, care m-a ajutat foarte mult și cu ocazia asta aș vrea și să-i mulțumesc. Am aflat de Centrul de Performanță Halo Olimpiadă din partea prodecanului universității, care ne-a scris un mail să ne invite să participăm în acest program. Din cauza faptului că fac informatică doar din liceu, în clasa 9 și a 10-a n-am avut niște rezultate foarte remarcabile, în schimb am tras tare la sfârșitul clasei a 10-a, după Olimpiadă, după un eșec destul de mare, aș zice eu. Și apoi în clasa 11 am reușit să mă mobilizez și am luat locul 7 la națională, iar în clasa 12 locul 9. Cum spuneam, cred că pasiunea mea pentru informatică a venit din partea fostului meu profesor din liceu și mi s-a părut o oportunitate foarte bună de a da mai departe și de a le oferi aceeași îndrumare altor elevi care ar putea ajunge la performanță. Aici pot vorbi din experiența mea proprie și aș zice că programul Halo Olimpiadă este foarte necesar. De exemplu, eu când eram în liceu nu prea aveam alți elevi care erau la fel de pasionați pentru algoritmică și din punctul ăsta de vedere am avut de pierdut pentru că nu aveam cineva cu care să vorbesc constant despre lucrurile astea. Cred că pregătirea pentru performanță e o combinație între pasiune și muncă, respectiv disciplină. Cred că majoritatea celor care au devenit foarte buni au participat constant la concursuri online sau discută constant cu alții despre noi algoritmi sau noi probleme. Cred că e foarte important să fii disciplinat, să participi la toate concursurile care se organizează aproape săptămânal și în felul ăsta să tot crești până la un nivel în care să zici că ești îndeajuns de pregătit și pentru Olimpiadă. Cel mai mult la pregătirea în centru Halo Olimpiadă mi se pare lipsa formalității și faptul că suntem noi studenți care predăm unor elevi și acum câțiva ani am fost și noi în pielea lor și simțim exact ce simt ei și îi putem ajuta în felul ăsta. Mulți dintre profesorii din România nu prea au experiența participării la Olimpiadă, ci mai mult așa din exterior. Cumva dacă vii din interior, cred că poți să-i ajuți mai mult. Trecerea din bancă la catedră a fost relativ ușoară pentru că înainte să aud de programul Halo Olimpiadă mai ajutam câțiva elevi pe Skype. Cred că cea mai mare dificultate a fost faptul că a trebuit să predau la mai mulți elevi și asta a fost un pic mai greu pentru că trebuie să știi cum să structurezi lecția astfel încât să fii atent, să nu-și pierdă concentrarea, să nu-și pierdă atenția. Cred că aici a fost un pic mai greu, dar cu timpul am reușit și acest lucru. Eu încerc să-i motivez pe elevi, dându-le inițial o problemă și cumva stârnindu-le interesul, după care ușor-ușor îi îndrum către un algoritm sau către soluția problemei. Și cred că în felul ăsta rămâi și motivați ca să învățați un lucru nou și îți și atenți ca să vadă ce unde o să ajungem cu soluție. Elevilor care nu știu de acest program, le-aș sugera să afle cât mai repede și să se înscrie și să se implice. Pentru că, după cum spuneam, e o metodă foarte bună să cunoști oameni noi de la care ai de învățat multe lucruri.